Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În grădina Dani. Genții, mărgele, brățări, toate realizate manual. Sunteți un grup care v-ați pus pe treabă? Da, suntem mai multe creatoare, dacă ne putem numi așa. Sunt și absolvente de arte plastice, dar sunt și ca mine cele care s-au apucat dintr-o pură pasiune, în paralel cu un serviciu obișnuit. Ce v-a determinat să vă apucați de treaba asta? Pe mine personal, pasiunea pentru frumos și în special pentru a crea haine confortabile, dar în același timp și diferite de ceea ce se găsește pe piață. Am încercat să folosesc mai mult materiale naturale. Am comandat la Cisnădie pânza aceasta de bumbac și pânză topită. Aici avem din in și cânepă, pantalonii sunt din in și încerc să le personalizez cu diverse accesorii de dantelă, de pictură manuală, accesorii, știu, genul nasturi, pictați manual. Am putea să ne facem unele lucruri și noi singuri acasă? Bineînțeles, eu am învățat să cos de la bunica mea pe o mașină de cusut casnică, cu pedală, da, care exista acum mulți ani. Și între timp am reușit să îmi dezvolt dotarea și cu un triploc ca să pot asigura o minimă finisare, surfilare materialelor. Dar, în general, mergem pe tot ceea ce se poate realiza manual. Deci cât mai multe personalizări manuale ale produselor și ați văzut că nu există două articole la fel.